Instagram va trece milioane de conturi de pe public, pe privat. Compania a anunțat că profilurile celor care au sub 18 ani vor fi setate automat pe privat. Adică ele nu vor putea fi urmărite de alte persoane decât cu acceptul celui care deține profilul. Facebook, compania mama Instagram, încearcă astfel să-i protejeze pe copii și pe adolescenți de agresiuni în mediul online și să le ofere părinților o mai mare transparență și control asupra ceea ce accesează copiii pe platformă, scrie Reuters. Totuși, problema este rezolvată doar la suprafață, pentru că utilizatorii de Instagram minor vor avea în continuare opțiunea de a trece la contul public. 7,5% dintre utilizatorii Instagram, adică 80 de milioane de persoane, au vârste cuprinse între 13 și 17 ani. Marea provocare a platformelor sociale rămâne verificarea vârstei utilizatorilor. Deși multe dintre ele interzic accesul copiilor sub 13 ani, sunt multe conturi deținute de minori care nu au împlinit această vârstă. Șeful produselor pentru copii și adolescenți de la Facebook promite că va reuși să rezolve această problemă cu ajutorul inteligenței artificiale. Ana, mă întorc la tine și te întreb. Da. Instagram, Facebook, toate rețelele astea de socializare sunt foarte periculoase pentru copii. Dar uite, și varianta asta, Instagram, într-adevăr, îți impune din start să-ți pună profilul pe privat. Dar apoi tu lejer îl poți muta pe public. Ce crezi că ar trebui făcut mai adânc, mai mult, mai în profunzime cu problema asta? Ar trebui să, nu știu, părinții să aibă mai mult acces, mai mult control. Cum vezi tu lucrurile astea? Mihaela, din start copilul nu are ce căuta pe internet până la o anumită vârstă. Nu știu, nu sunt eu părinte ca să stabilesc acea vârstă, dar nu are ce să facă el acolo, ce să facă pe Instagram. Știi că sunt reels, videourile alea, da, și da, tot dau swipe up, swipe up. Și văd câte o fetiță de 7, 8, 9 ani care începe și își povestește pe acolo problemele. M-am despărțit sau sunt în sunt în depresie. Mamă, eu la 8, la 9 ani mă jucam, nu știu, pe la țară cu găinile prin curte, mă mai jucam cu păpușile. În niciun caz de Instagram. Uite, nu, avem aici o mamă. Cred că este foarte periculos. Da, aici fața este noastră. Vina, mai ales la vârstele astea. E clar, e vina părinților. Ne explica și domnul Mitroi, analist economic, profesor de finanțe comportamentale la ASE, că totul ține de puterea exemplului. Niciodată un copil care își vede părintele că stă și citește nu o să stea să-și facă reel-uri și Snapchat-uri și porcării din astea. Deci, până la o anumită vârstă, totul ține de copii. Și trebuie să înțeleagă și părinții că copilul poate cădea victimă extrem de ușor. Copiii sunt la niște vârste, cei care încep cu Instagram-ul, cu Facebook, la niște vârste extrem de fragile. Adolescența e cea mai dificilă perioadă din viața unui om. E acest fenomen super cunoscut care ia amploare, cyberbullying-ul. Deci chiar trebuie să ne protejăm copiii de așa ceva. Să învățăm să se protejeze. Așa este, apoi credem că îi ajutăm în momentul în care le dăm telefonul pe mână. Că nu, de fapt ne ajutăm pe noi. Hai să nu ne ascundem după degete. Le dăm telefonul și noi stăm liniștiți la masă, nu ne deranjează nimeni. Așa eventual este. Mai facem și un ban de pe urma contului copilului, pentru că asta e, ne place să recunoaștem sau nu. Foarte mulți din copiii care au conturi pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, pe ce mai au, sunt gestionate cumva de părinți, de părinți, corect, ca să facă bani de pe urma lor fără să se gândească la efectele pe termen lung. Până la urmă, social media, fetelor, ați văzut că afectează adulții și efectiv îi strică de cap cu selfie-uri, cu postat toată ziua. Ce poate să-i facă la un copil care încă nu are discernământ, care nu știe cum să se controleze sau cum să-și dozeze dacă... Hai să zicem, noi nu ne putem controla. Uite, de exemplu, și eu stau câteodată, recunosc cam mult. Și cred că fiecare dintre noi are momente de genul. Exact, exact.